Ioa, bine ați venit, bine v-am regăsit. Aceasta este ultima întâlnirea noastră înainte de Sfintele Sărbători de Paște. Aș vrea să discutăm câteva lucruri punctual, pentru că timpul este scurt și fiecare are treburile lui de rezolvat. Aș vrea să vorbim în primul rând despre faptul, despre noile norme de contractare cu casa care au apărut la data de 1 aprilie, care trebuie pregătite. Documentația toată trebuie pregătită până la data de 17 aprilie. Cu toții lucrăm la aceste documente, atât colegii din spital pe specialitățile clinice și paraclinice, cât și colegii din departamentele administrative. Timpul este foarte scurt. Va trebui să lucrăm cumva și în perioada Paștelui, pentru că ăsta e subiectul cel mai important, pentru că de aici ne vin bănuții, practic. Asta, normele nu s-au modificat semnificativ, o să vă spună și domnul director financiar puțin despre formula de calcul și despre faptul că nu sunt modificări semnificative. Da, înainte de a trece la următorul subiect, dacă vreți să completați ceva la noile astea norme. Așa cum știți, în perioada asta, principala problemă este pregătirea contractului pe anul 2015, de fapt, pe cele 8 luni care au mai rămas din 2015. În luna aprilie suntem într-un nou act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate, act adițional care s-a încheiat în baza noilor reglementări legale, noului contract cadru și a noilor norme. Aceste norme aduc ca și noutate, așa cum poate unii dintre dumneavoastră ați aflat, pentru spitalul nostru și pentru marea majoritate a spitalelor, creșterea tarifului pe caz. Astfel că în acest an, pentru noul contract, tariful de la 1380 pe caz ponderat a ajuns la 1500. Dacă privim partea bună a lucrurilor, înseamnă că noi vom face servicii mai puține în spitalizare continuă, dar mai bine plătite. Pentru un caz rezolvat primeam 1380, acum pentru un caz rezolvat primim 1500. Dar de la 1850 de cazuri contractate ajungem la 1700, deci vom avea circa 145 de cazuri pe lună mai puțin în spitalizarea continuă, spitalizarea mare, sistem DRG. Astea sunt noile norme care le-a aprobat Casa. În formula de calcul pentru anul 2015 a stabilit o altă abordare, astfel încât sunt luați în calcul indicatorii realizați de fiecare unitate sanitară, respectiv de indicele de utilizare a patului care l-a realizat spitalul și de durata mediei de spitalizare pe care a realizat-o spitalul în anul 2014. Lucru nou, de ce? Pentru că anul trecut, în formula de calcul, se luase ca și reper, ca și sume, valorile naționale, valorile medii naționale. Anul acesta se vor calcula după această formulă. Suma contractată, conform noii formule, ar fi undeva mai mică decât cea de anul de până acum, care am avut-o contractată pe sistemul DRG. Însă sperăm, poate, că în negocierea cu Casa să obținem o sumă mai mare pe spitalizarea de zi, unde am reușit în luna martie să depășim valoarea contractului care l-am avut negociat cu Casa, să realizăm o sumă mai bună, sperăm ca la regularizarea trimestrială să primim această diferență. Și Casa să ia în calcul faptul că, deși la începutul anului 2014 noi am avut ne-am acomodat mai greu cu această spitalizare de zi, cu noile norme, cu noile tipuri de diagnostice, iată că spre sfârșitul anului am reușit, cu sprijinul colegilor din spital, să facem, zic eu, o muncă deosebită și să realizăm acest contract, un număr foarte mare de foi de zi, adică circa 1000, peste 1000, 1200 de foi de zi, un lucru important. Și sperăm și Casa să fie un pic, să fie atentă și să privească lucrurile în acest mod. Deoarece am înțeles că la nivelul Casei Naționale s-ar fi discutat cumva problema unei medii pe tot anul 2014, să fie contractul, care va fi în 2015, ceea ce vă spun sincer ne-ar dezavantaja.
Încă lucrurile astea se vor negocia în funcție de bugetul pe care va avea Casa Națională, Casa Națională și îl va repartiza Casei Județene. Așa cum spunea și doamna manager, toate secțiile, medicii, șef de secții coordonează activitatea de întocmire a documentației pentru contractare. Sunt câteva diagnostice noi în cazul spitalizării de zi, diagnostice pe care unele dintre ele le vom găsi în lista pentru contractarea 2015. S-au modificat și unele tarife, astfel încât medicii au puțină treabă, vor trebui să întocmească notele de fundamentare pentru aceste diagnostice cu tot consumul aferent pentru realizarea unui astfel de caz. Să spunem că în etapa asta, cam aici am fi cu, din punct de vedere al contractării și activității noastre principale în acest moment. Ziceați ceva de o reducere cu 145 de zile la spital. 145 de cazuri. Cazuri. Pentru că... Bun, dar astea nu puteți să suplimentați și să luați după aia, chiar dacă vin mai târziu de contările de la casă de asigurări. Nu există această modalitate în contract. Deci contractul prevede în felul următor. Se stabilește conform formulei de calcul din norme o sumă. Suma respectivă se împarte la tariful pe caz și îți rezultă un număr de cazuri. În momentul în care împărțeam suma contractată la 1380 cât era tariful, rezulta 1843 de cazuri, acum când împart la 1500, îmi ies 1706 cazuri. Deci, asta înseamnă că eu... S-au redus numărul de cazuri. Nu. Eu voi fi nevoit să fac mai puține internări, dar suma va fi oarecum aproape aceeași la un alt tarif, la un tarif mai... Dar nu vă ascund că în aceste prime 3 luni ale anului, la nivelul spitalului s-au depășit cu circa 400 de cazuri. Deci această plăcere să avem mai această cazuri, parte a contractării. Deci eu am avut 1843 de cazuri, iar în fiecare lună s-au depășit cazuri pe care mie nu mi le decontează casa. Păi noi le acoperim din toate economiile, din bugetul nostru care îl avem. Era mai bine să fiți plătiți la număr de caz, indiferent. Păi da, era. Păi da, la număr de cazuri, numai că un anumit număr de cazuri ni se decontează, nu câte cazuri facem efectiv. Deci chiar dacă... Nu, noi trebuie să facem limitări în spital, trebuie să facem programări, să fim foarte atenți. Doar că în această perioadă un număr foarte mare de viroze, foarte mulți copii care au venit în secția pediatriei și în celelalte secții cu aceste complicații, cu viroze, ne-au făcut să nu puteam lăsa omul să... Asta se întâmplă la spitalizările continue, la DRG-ul, la spitalizările de zi, cumva lucrurile stau puțin altfel, în sensul că acolo putem să facem oricâte, numai că sunt situații în care pacientul chiar trebuie internat. În limita 10% din contract putem depăși. Și atunci aici este problema. La spitalizările de zi vine pacientul dimineața și într-o perioadă de 12 ore se rezolvă cazul, da? La spitalizările de zi. Acum, de zi. Un pacient din spitalizarea continuă nu se prea poate transforma în spitalizare de zi, adică și azi și mâine și poimine și răsă? Nu. Nu. Adică în fiecare dimineață să-i nu. Se pentru că nu poți să reinterniezi același pacient cu același diagnostic. Nu este voie, nu. Dacă acel caz se rezolvă în 12 ore, se face foaie de spitalizare. Dacă spitalizare de scurtă durată, 12 ore spitalizare de zi, cazul poate fi rezolvat în perioada asta. Dacă nu poate fi rezolvat în această perioadă, el trebuie să aibă o spitalizare continuă, de lungă durată, și atunci se face altă foaie și să fac investigații. Da, vine o pneumonie la unitatea de primire urgențe, da, îi se face o investigație, gen radiografie pulmonară, se observă opacitatea respectivă, cazul trebuie internat, da, și atunci se stabilește un tratament pentru 5-7 zile, în așa fel încât trebuie internat și trebuie rezolvat în cele 5-7 zile, da? Poți să-l trimiți acasă seara și a doua zi să întâlnesc exact cu același diagnostic. Nu. Pentru că aici, dacă pacientul, conform normelor, este reinternat în următoarele 48 de ore cu același diagnostic cu care a fost externat, înseamnă că este o problemă la mine, sunt penalizat, cazul mi se decontează doar 50%, sunt alte aspecte, sunt niște norme în care... Aici mi-ar putea intra responsabilitatea medicului de familie care ne-a indicat să poate prelua și să viziteze zilnic acasă. O zi în spital... Anumite. Haideți să... Ei nu sunt medici specialiști. Ei nu sunt medici specialiști. Ei pot face, da, acele bilete de trimitere la un medic specialist pentru a-l rezolva. Ambulatoriu, spitalizare de zi sau spitalizare continuă. Problema este următoare. Într-adevăr,
poate un anumit segment, o anumită responsabilitate, poate să-și o asume medicul de familie, adică pacientul va fi mult mai desprezent cu cardul la medicul de familie și va trebui să urmeze niște etape, nu va mai putea sări. Dar știți ce se întâmplă la noi și rugămintea noastră ar fi chiar și către dumneavoastră prin canalele pe care le aveți la dispoziție. Avem o mare problemă. Se prezintă la CPU prin intermediul 112 tot felul de cazuri. Cazuri care, nu spun 50%, dar cred că 30% nu sunt urgențe. Astfel, dar protocolul prevede, dacă a venit cu ambulanța, cu 112, medicul din CPU este obligat să-l vadă, indiferent că îi dă o pastilă, un tratament și îi spune, domnule, nu era de urgență, nu are, protocolul nu-i permite. Lumea trebuie să fie informată și să înțeleagă că pentru lucruri minore, pentru nevralgii, pentru o gripă, pentru o injecție, pentru o lipsă de calciu, o perfuzie, se poate adresa unui centru de permanență și poate degreva activitatea UPU, care UPU, vedeți, apar cei care într-adevăr au nevoie de urgență și fac reclamații în diverse locuri și spun, domnule, am stat o oră la CPU sau două sau trei sau nu știu ce, nu s-a uitat, pentru că dacă tu te-ai deplasat, într-adevăr, ești foarte grav, ți este foarte rău sau ai o frumă, te-a dus cineva la UPU, nu ai venit cu ambulanță, prioritatea are ambulanță. Și lumea a învățat să sune la 112, vine ambulanța, alea, domnule, mă, cam doare capul, am o migrenă. Știți? Și atunci, de multe ori, și chiar medicul CPU, într-o ședință de Consiliu Medical, ne-a rugat, încercați să faceți demers, să facem un pic de, cum să spunem, publicitate centrelor de permanență. Și acolo sunt medici și asistenți care pot interveni în cazuri de astea ușoare. Știm că lumea a început să afle de aceste centre, a început să apeleze la aceste servicii, dar rugăm în continuare să, chiar pe cetățenii, rugăm să meargă la centrele de permanențe să nu aglomereze și ambulanța și centrul de primire urgențe cu cazuri simple. Asta e o relație în care, într-adevăr, relația pacient-medic de familie trebuie un pic schimbată. Omul nu trebuie să ducă la medicul de familie cu o frică sau să nu-l sune. Deci medicul de familie este partenerul pacientului. Pacientul este cel care îi aduce un venit medicului de familie. Trebuie să avem într-adevăr, să avem grijă de el, să-i știm istoricul, să-l putem îndruma, chiar și telefonic sau oricât, pentru că acum, dacă se va mai pune în aplicare și acea nou act normativ în care se vă da voie să fii medic de familie, indiferent de ce număr de pacienți ai, sau, va fi, într-adevăr, va fi o concurență și atunci pacientul va migra la un medic care va fi pe placul lui și a spune, domnule, dacă medicul se îngrijește de mine, are grijă, mă îndrumă unde trebuie. Că, vedeți, pacientul nu e tot timpul informat pe cât ar trebui. Și nu știe ce să facă. Dacă medicul îi spune, domnule, nu te du la UPU, că stai 7 ore și nu-i de UPU, îți spune, te duci în locul respectiv. Sau te programez eu la medicul X, că știu că... Și atunci și colaborarea ar trebui să fie un pic mai bună între medicii de familie și medicii specialiști. Și asta nu... Toată lumea își face treaba. În final, pacientul să fie cel rezolvat bine și în timp util. Să nu târie boala, pentru că asta ce înseamnă? Costuri suplimentare pe care le are sistemul de sănătate. Când e plătit și medicul de familie, vine la mine târziu și nu are timp să-l rezolv, el cheltuie cu rețete, vine în spitalizare, se agravează și tot așa cheltuielile sunt pentru sistemul sanitar mai mare. Care este nivelul de finanțare al centrului de primire urgență? Pentru că acolo știu că nu se pare dumneavoastră. Da, vin prin transfer de la bugetul de stat. În momentul de față avem o finanțare, aș spune eu, bună, dacă nu foarte bună. Reușim să facem, să asigurăm atât partea de medicație și cât și anumite dotări cu ceea ce mai au ei necesar, respectiv le-am schimbat niște tărci, acum luăm niște manichine pentru simulare, au nevoie și le folosește doamna doctor, știți că a început acea campanie în școli și chiar are nevoie de cât mai multe materiale, tot încercăm să asigurăm cam tot ce au avut nevoie. Da, să discutăm despre al doilea subiect și anume despre concursurile care au fost publicate. Știți că s-a terminat perioada înscrierilor. Mă refer aici la brancardieri, registratori și infirmieri. Urmează după Paște să ne ocupăm de concursul în sine. Concurența este, ca și informație, concurența este foarte mare, în sensul că sunt mulți înscriși, vreo 80 de persoane înscrise la 20 de posturi.
Ne bucură faptul că vin oameni să se înscrie. Asta înseamnă că instituția este atractivă da, pentru piața muncii. Da, este atractivă și oamenii vor să muncească. Asta e un lucru important. După Paște o să ne ocupăm efectiv de concurs. Parcă perioada 20-24 va fi cea, sau 27, cea de registratori brancarderi și infirmieri. Urmează să publicăm și posturile vacantate pentru asistenți. S-a terminat și perioada înscrierilor pentru medici, după cum știți, din cele 9 posturi pe care le-am scos la concurs, 7 s-au ocupat în sensul că s-au înscris la concurs. Urmează să desfășurăm examenele și pentru medici. Da. Examenul pentru medici la București, nu? Nu, examenul pentru medici va fi aici. Comisie formată din 4 sau 5 reprezentanți, unul din partea Direcției de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor, un reprezentant de-al nostru și un reprezentant de la primărie. Acolo unde, în situația în care ar fi mai mulți înscriși pe un singur post, se formează o comisie specială din centrul universitar. Așa cum se întâmplă în cazul unității de primire urgențe, știți că acolo avem un post scos la concurs și s-au prezentat doi candidați. Așteptăm comisia din partea Universității Medicină și Farmacie. Cuantăți analize pentru primele luni ale anului? Așa cum v-am spus și cred că la conferințele anterioare, primele 4 luni ale anului avem o sumă de 220.000 fondul pentru analize. Urmează să vedem după noul punctaj care vom obține după noile norme ce sumă va fi alocată. Sperăm totuși să fie o sumă mai mare decât aceasta din momentul de față, la fel cum sperăm ca și pentru ambulatoriul de recuperare a celor banii în fizioterapie în policlinica noastră, unde am făcut și acolo dotări în ultimul timp, chiar acum am achiziționat o combină de magnetoterapie, o chestie nouă la noi în zonă și sperăm ca în acest fel să atragem o sumă suplimentară de la casă, să aibă suficiente fonduri pentru a zic eu, a compensa efortul pe care îl facem aici. Sunt foarte multe consultații pe care și proceduri pe care noi le facem în policlinică, așa cum știți, și la o dotare destul de bună. Dar sumele au fost suficiente sau au fost liste de așteptare la analize? Au mai fost perioade cu liste de așteptare. La radiologie? Este, în momentul de față, s-au făcut analize pe ceea ce înseamnă oferta din piață. Avem la fel serviciile aprovizionale și achiziții, inclusiv cu specialiștii din radiologie, lucrează la întocmirea documentației pentru demararea procedurii, iar noi să găsim, conducerea să găsim banii ca să putem lua ceea ce ne dorim. Vrem să luăm un aparat bun. Vrem să luăm un aparat bun. Dacă tot îl luăm, nu știm când o să mai obținem ceva bănuți, în așa fel încât vrem să luăm un aparat complet digital. Am mai vorbit despre acest subiect, prețurile sunt mari, sperăm să obținem diferența de preț. Ați recuperat întârzierile la pregătirea pentru acreditare? Da. Lucrăm intens. Da, le-a recuperat... Nu știi ce ai recuperat. Problema e că trebuie, lucrăm continuu, constant și continuu toți, toate serviciile. Se lucrează acum, în perioada asta ne axăm mai mult pe noile norme de contractare, pentru că de aici ne vin bănuții și asta e lucru care ne interesează cel mai mult. După Paște vom continua și cu acreditarea. Eu vreau să mai fac câteva precizări legate de faptul că vine sărbătoarea Paștelui. În calitate de medic mă simt responsabilă să precizez pacienților faptul că ar trebui să fie puțină moderație în alimentație, atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ. Nu e bine să asociem alimentele între ele, nu e bine să asociem alimentele cu alcoolul, bineînțeles, pentru că știm cu toții, toate lucrurile astea conduc către urgențe medico-chirurgicale, colecistite, colecistopancreatite, indigestie alimentare, mai ales la pacienții care au ceva afecțiuni preexistente. Dacă totuși se depășește această limită, ce să vă spun, noi suntem prezenți aici, toate liniile de gardă sunt asigurate, atât cele de CPU, cât și pe restul compartimentelor de specialitate.
Să sperăm totuși că vom avea mai puțin pacienți. Deși din experiențele anterioare știm că va fi plină unitatea de primire urgențe. Da, meniul de Paște, înainte de conferință l-am primit și eu, este un meniu special pentru pacienții noștri, măcar atâta să putem face și noi pentru ei, în sensul că am pregătit ouă, cozonac, pască, tot ce au nevoie. Specific, este un meniu special. Poftim? Pentru cine? Da, avem cozonacul, l-am primit donații. Da. Și din punct de vedere financiar, niște sfaturi de Paște? Din punct de vedere financiar, tot timpul trebuie o mare chibzuință. Asta e valabil nu numai la sărbători, în tot anul și în toată viața. Mare chibzuință și raport calitate-preț cel mai bun. Asta. În prima zi de Paște, când m-am interesat, eu nu erau cazuri deosebite, chiar normal. Ce s-a întâmplat în a doua așa pe zi de Paște catolic la CPU? Ce se întâmplă de obicei? În prima zi de Paște, de obicei, oamenii mănâncă, da? Și în a doua zi, încep, după 12 ore, încep afecțiunile, da? Colecistitele și așa mai departe, indigestiile alimentare. Au fost pacienți, nu pot să zic că mai mulți decât în ceilalți ani. Chiar a doua zi de Paște am fost eu de gardă radiologie, au fost destui pacienți. Asta se va întâmpla și la acest Paște, ca să zic așa, la Paștele ortodox. Ce să zic, tentațiile alimentare sunt mari, însă ar trebui să încercăm să le învingem, ca să zic așa, pentru că nu ne fac bine. Da, aș dori să fac și eu câteva urări, să transmit sărbători fericite dumneavoastră, colaboratorilor noștri, colegilor, întregului colectiv cu care lucrăm. Sărbători fericite, sănătate, liniște sufletească și să ne întâlnim cu bine după aceste sărbători și să ne continuăm activitatea. O să începem un proces de... Da, într-adevăr, am auzit și eu, mai sunt acolo e o administrare dublă, triplă sau ceva de genul ăsta, adică noi avem foarte puține spații acolo, să știți, doar vreo 2-3 cabinete. Este ăsta laboratorul de recuperare BFT, în rest acolo sunt multe spații private, sunt multe spații ale altor instituții care funcționează acolo, iar de multe ori am văzut și noi că mai încuie ușa, că v-am spus, am lăsat-o deschisă și mi-au distrus totul în... Vă spun, nu știu dacă v-am spus ce acum câteva luni ce am pățit noi aici cu un domn care vizitator care a smuls ștecherul de la întrerupătorul, a smuls lampa de pe perete, pur și simplu stătea și aștepta o hârtie la... Poftim? Nu, dar nu era neapărat de natura asta, de natura românului, care nu poate să stea liniștit, trebuie să facă ceva. De ce sunt speriați? De volumul mare de muncă. Și sunt și singuri. Păi, ăsta e unul dintre obiectivele mele, din momentul în care am venit aici. Vrem... vă referiți la faptul că... Dar se sperie de cât de multă muncă este. Știți care e problema? Volumul ăsta de muncă este, în momentul de față, specific întregului sistem sanitar. Nu numai spitalului Roman. Din păcate. Faptul că sunt foarte puțini medici, foarte puține cadre medicale, iar o perioadă au fost blocate aceste posturi, iar în continuare ești limitat de un buget în care să te încadrezi pentru a putea asigura suma pentru salarii, normal că a atras o activitate foarte intensă din partea. Noi nu putem decât cei care vin alături de noi să-i sprijinim prin ceea ce putem noi din punct de vedere al colaborării și al dotării și al asigurării resurselor necesare de desfășurarea activității. Mai, e foarte greu. Nu putem să sperie, într-adevăr, că... Să ajung la endocrine. Și ești și medic tânăr,
și medic nou și bine că n-ați ajuns la cardiologie, că la cardiologie n-avem decât un singur medic. Știți, activitatea la cardiologie este intensă. Deci, într-adevăr, noi știm că e problema asta, de asta și încercăm să rezolvăm problemele pe cât posibil. Zic că să fac pași importanți. Atâta timp, dacă reușim să aducem cei 7 medici pe care s-au înscris la concurs și vor lua acest examen, se va mai degreva un pic. Cel puțin în punctele critice, radiologie, UPU... Doar la oncologie nu s-a înscris nimeni, încă vom căuta. Sunt foarte puțini specialiști în oncologie. Sunt puțini. Da. Sunt foarte puțini specialiști în oncologie. Îi urăm multă sănătate, nu știu, și îi mulțumim pentru efortul pe care îl face. Foarte mulți specialiști oncologi s-au îndreptat către centrul regional de la Iași. Într-adevăr, e un centru nou care a avut la dispoziție angajarea personalului și a putut să angajeze, să atragă un număr foarte mare de oncologi. Asta e. E dificil să concurezi cu clinica de oncologie care a apărut acum de un an, doi și normal că absoarbe... Încercăm să o rezolvăm. Noi cumva am prevenit lucrurile din timp, în sensul că noi am avut post de medic rezident oncolog scos la concurs, l-am așteptat. Faptul că n-am mai venit după 5 ani de zile nu este neapărat, noi ne-am pregătit din timp, ca să zic așa. Este o situație gravă pe care încercăm acum să o rezolvăm. Am sunat peste tot. Da, nu, același lucru voiam să-l spun și eu, să urez și eu tuturor un Paște fericit, atât dumneavoastră, să vă mulțumesc pentru colaborare, cât și celor cu care noi lucrăm zi de zi, adică pacienților, multă sănătate și un Paște fericit, iar nu în ultimul rând angajaților noștri cu care ducem greu sau suntem pe baricade 24 din 24.